pe lângă modernizarea continuă a parcului auto deținut de către Societatea de Servicii Edilitare pentru Comunitate, Nicolae Tudose și-a propus pentru anul 2012 mai multe obiective de îndeplinit. Ne propunem să îmbunătățim și activitatea și condițiile de lucru ale salariaților noștri. A fost o preocupare și în anul 2011, dar pentru 2012 ne dorim, cum v-am spus, să îmbunătățim și activitatea propriilor salariați. Am avut o serie de achiziții de mijloace fixe și bunuri, au constat undeva la suma de 11 miliarde 200 pentru achiziții de mijloace fixe. Un alt obiectiv pentru anul care vine va fi cel de înfrumusețarea orașului. Un lucru foarte, foarte important pe care vreau să-l semnalez o constituie achiziționarea unui soft, pentru că noi în orașul Mioveni, probabil că dumneavoastră, parte din dumneavoastră cunoașteți, am trecut masiv la branșare și contorizare individuală, asta însemnând contracte de furnizare apă, canal și gunoi individual, gen CEZ și gaze. Deci, lucru care a prins foarte bine la locuitorii noștri, avem solicitări foarte mari de contracte individuale în acest sens, iar pentru 2012 ne-am propus, având în vedere extinderea pe o scară cât mai mare a acestor contracte, să achiziționăm un laborator metrologic, de asemenea un soft de citire de la distanță a contorilor de utilități publice.